Primăria municipiului Timișoara continuă proiectul de amenajare a noi locuri de parcare. Pe locul garajelor vechi din 5 cartiere vor fi amenajate noi spații unde timișorenii își pot parca mașinile. Mai mult decât atât, avansează și amenajarea unui spațiu cu zeci de locuri de parcare în Girocului, pe strada Martir Ioan Stanciu. Primăria municipiului Timișoara anunță și realizarea de parcări multietajate. Vă amintiți povestea revoltătoare a terenului din spatele magazinului Bega? Da, acel teren acaparat de o firmă privată care a încasat bani de la șoferi pentru parcare pe un teren al orașului. L-am recuperat anul trecut în instanță și tot în instanță cerem și banii care au intrat în buzunarele lor private în loc de bugetul local. Am semnat contractul de proiectare pentru o parcare multietajată pe locul ocupat ani de zile ilegal. Vom avea parcări etajate la Gara de Nord, Spitalul de Copii, în zona Dacia, în zona Calea Buziașului. Documentațiile sunt în etape avansate pentru toate. Mai bine de jumătate dintre mașinile înmatriculate în Timiș sunt în Timișoara, plus mașinile care sunt înmatriculate în alte județe, plus rablele cu roți dezumflate, țevi de eșapament căzute sau ruginite, care sufocă străzi și trotuare pe care le tot ridicăm, plus faptul că Timișoara a fost văduită ani de zile de investiții în parcări etajate. Înțeleg că găsirea unui loc de parcare este un stres constant, iar nevoia de a ajunge acasă la sfârșitul zilei fără să petreci minute prețioase căutând un loc liber este crucială, transmite viceprimarul Timișoarei Ruben Lațcău.